Salutare la toată lumea, Ștefan aici la proiecte diverse DIY. Vă arăt cu ce ne jucăm azi, în afară de AC-ul ăla, la care n-am găsit console, că e și târziu. În afară de veruța colorată, ne jucăm cu doze de la Eftronic, IP66, nu trebuie IP66 la interior, dar mi-e îmi plac mult cum arată. Dibluri de la Fisher. Avem coturi de 20 de la Ditzel Univolt, super mici, adică au arcul foarte mic. Am văzut unele de mai au o jumătate de metru încoace. Ce avem aici? Doze electronic. Țeava e modelul ăsta care poate fi înduit și cu arc sau poți să folosești și accesorii. Asta cu striații în interior, deci care e ghinturi ca AKM-ul, numai că le are drepte. Și am băgat astăzi, bine, de o oră sunt aici. Am băgat țavă, 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 țavă. Până acolo trebuie să trecem de panorama aia de rac pentru camere, să zboare tabloul de acolo. Ăsta e un branșament care se duce sus. O să-l legăm în tabloul ăla de acolo unde v-am mai arătat că avem 200 de amperi. Bine, așa scrie pe ăla. Cablu e de 200 de amperi. Eu o să-l cobor mult mai jos, cred că pe la 160. O să vină un tablou mare acolo. Vedem când o opri curentul ca să mutăm pe separator la mare. O să vi-l arăt imediat. Chiar mă bucur că am luat țeava asta. Se lucrează foarte ușor și e super, super bună de la Ditzel. Am luat vreo 40 de pachete de astea să fie și stoc. Cablul ăsta trebuie să-l ridicăm peste țevi. Ăsta trebuie anulat cu totul. E ceva de muncă. O să-i mai aducem o țeavă, că trebuie să alimentăm și racul ăsta care e alimentat după Schneider C20, pentru ce o trebuie, că sunt 21 de camere. La ce o trebuie C20 nu se știe. Să întrebăm electricianul, zic. Bățul de la Wolfcraft, neprețuit. Și panorama aia de laser. Hai să vă arăt nici cum sărmește. Uite, l-am aici. L-ați văzut la mine pe canal. Cingman e vreo 700 de lei. N-am văzut așa ceva. N-am văzut laser. Are minim 50 de ore de când s-a aprins cu o singură încărcare. Nu știu ce dracu baterie are. N-are baterie. Astea o să le coborăm ori în 200, ori în 100. 160. Avem două centrale electrice barosane, una de 24 și una de 32, 34, nu știu cât e. Am luat și 3 contoare, dar nu sunt pe stoc decât ăsta, mai trebuie să vină două pasante elegante. Azi ne-am jucat și cu ăsta mic și cu Hammer Vacu. Dar uite, n-am apucat să filmez. Am dat o gaură să scoatem la aerul condiționat, jucăria aia de iese afară de condens. Și să continuăm cu... Avem și prelungiri pe aici. Uite-le și pe astea. Țeava oricum e, are la un capăt în binare, dar mai ai locuri unde trebuie să bagi și în binare ca să o prelungești. Deci chiar se lucrează foarte bine. Am mai lucrat cu ele mai de mult, dar nu te are opritor la jumate. Ca să știi, dracului, exact unde să te oprești. Chiar se lucrează foarte, foarte bine. Zădițăl.
Da, cam asta pe ce avem pe ziua de azi. Cald în draci. Dacă găsim, am trimis niște colegi că a închis la ora asta peste tot. N-am știut că nu vine AC-ul, că nu montăm AC-ul, nu ne interesează. Scrie pe cutie, vine cu kit de instalare. Dar prostul de mine nu s-a mai gândit și la console. Și am găsit la cineva pe OLX, s-au dus colegii, poate îl împachetăm în seara asta să îl scoatem afară. Că e așa de cald. Da. Cam asta cu țevușca de la Diesel și cu instalația vieții. Avem aici partea asta de, nu v-am arătat-o. Acolo sus, alea gata montate, sunt un circuit de lumină, unul de priză, un dedicat pentru AC o să fie. Astea două care au rămas în aer aici, sunt pentru două prize care o să coboare undeva pe aici, nu se știe deocamdată unde, cum. Ăsta am căutat un meseriaș, abia săptămâna viitoare vine să-i bage masă de șpaclu, să-i taie toate alea. Aici era o gură de ventilație, niște rame de alea mari. Toată camera asta a fost pentru o ventilație la o hală imens. Bineînțeles, pe vremea lui Ciuruit, nu acum. Ăsta e AC-ul, montat pe consolă aici, are vreo 20 de centimetri acolo în spate. Și aici ce v-am mai arătat, întrerupătorul de la scămuțe și acolo o să vină o priză, nu se știe deocamdată pe unde, tot o priză scame. Aerul ăsta a venit cu H07 RNF 3x2,5, ceea ce mă bucură. Ia să vedem să și vede. Uite-l. H07 RNF. Dacă eu mereu zic Titanex, dar H07 RNF nu-l face doar Titanex-ul, Titanex-ul face cel mai bine. Mai exact Nexan să-l face. Așa. Și cam astea sunt. Avem doza acolo. Lampa asta de mi-a spart felinarele, trebuie să o conectăm în doză. Mai e de pedalat ceva. Hai, sunt astupat găurici, găurele, greu cu găsitul la zugravi. Mizerie, tot ce se poate. Ne răcorim cu ventilatorul și ăsta stă lângă noi aici. Suntem culbea prostii. Da. Da, vedem aici ce prize or să vină, cum or să vină, că trebuie să vină o platformă aici. Dispar fierele alea pe acolo, țeava aia. Gaura aia rămâne așa. Rama asta de ușă rămâne la fel. Dar aici vine o platformă sus, probabil de depozitare, și să vedem cum trecem cu circuitele alea prin ea. Țeavă, țeavă, cablu NIMJ. Doar afară la aer am ieșit cu 07 RNF și o să ieșim cu NYY la o lumină, cred că o să fie. Una sau două. Deocamdată nu se știe. Da. Mai facem un jurnal de la lucrarea asta când suntem aproape cu tablou. Suntem și la alte lucrări. Trebuie să ne sincronizăm cu proprietarul de aici, să oprim tensiunea de traf la ăsta micu și să-l mutăm de acolo. Am luat și două tabloașe, unul o să vină afară, afară e hol în stânga, unul o să vină afară și unul aici pe perete. 80x81, 1 m x 80 celălalt. Nu, e 80x120.
Da, o să vă arăt la momentul potrivit. Avem și update la lampa de emergență de la Elba, made in România. Este dată, o să vedeți că mai am și un short pe tema asta, sau nu, chiar un film întreg pe care o să-l continuăm. Este dată cu lavabilă, deci o să se curețe ușor și băgăm un LED care arată frumos rău pe hol. Arată chiar interesant. Da, cam asta de la lucrărica asta. Poate facem și episodul 2, cum avem timp. Că ziua suntem la lucrări la clienți și seara aici, că de ziua e lungă, are 24 de ore, nu? V-am pupat, nu uitați de giveaway.